Fiți atenți cum era să mă bage la pușcărie spaniolul ăsta. În primul rând, ca de fiecare dată, vă salut cu respect pe toți care mă urmăriți, prietenilor. Bă, aveam o mașină la vânzare. Și am ieșit cu ea la târgul din Malaga să o vând. Și auziți, mă întâlnesc acolo la târg cu un spaniol. Bă, spaniolul ăsta repara telefoane. Mă cunoșteam cu el de ceva timp. Ăsta am cumpărat toate telefoanele stricate. Toate telefoanele stricate el mi le cumpăra. Le repara, le aranja, le punea la punct și le vindea și el mai departe. Bă, și-a venit cu telefoanele să și le vând acolo la târg. Și m-a văzut că stăteam cu mașina la vânzare. Auziți, vine la mine. Zice, Adrian, tienes algo pa vender? Zice, Adrian, ai ceva la vânzare? Adică telefoane de-alea stricate. Zic, bă, deocamdată nu am nimic, zic. Telefoane de-alea stricate, zic, deocamdată nu am. Zic, am venit cu mașina asta la târg să o vând. Zic, dacă îmi pică ceva, te sun eu. Bun, zice. Bă, acum, din vorbă în vorbă cu el, auzi ce îmi spune spaniolul. Zice, Adrian, am un ceas de damă din aur și o brățară. Vreau să le vând. Ce zici, te interesează? Bă, ăsta știa că eu mă ocupam cu aur, cumpăram aur. Zic, cum să nu mă intereseze, mă, zic, le ai la tine? Eu am crezut că le-a cumpărat de acolo din târg și vrea să le vândă. Zic, le ai la tine? Zice, nu, nu le am la mine, zice, sunt acasă. Hai să le vezi. Băi, era la spargerea târgului, așa, știi? Zic, hai, mă, zic, ce mai stau și așa mai e puțin, zic, să sparge târgul, n-am vândut mașina. Hai că plec. Zic, hai mă că mergem, zic, unde le ai? Sunt la tine acasă? Zice, da, la mine acasă. Bun, mă, zic, hai să mergem. Păi ne urcăm în mașină, el în mașina lui, eu în mașina mea, a luat-o el înainte, eu după el, bine că știam unde stă, că acolo la el în curte, o să vedeți imediat, avea un garaj, avea el atelierul acolo unde repara telefoanele. În fine, a luat-o ăsta înainte, eu după el, să mergem să-mi arate ceasul și brățara. Stătea la curte ăsta. Ajungem la el la casă, am parcat frumos mașinile, am intrat în casă acolo la el. În casă, deci m-a băgat în casă, am intrat în casă, am așezat acolo frumos la masă, vine ăsta, bă. Vine cu ceasul și cu brățara. Zice, uite, ăsta e ceasul, zice, uite și brățara, să știi că sunt din aur. 100%, zice, sunt din aur. Urmă, zic, hai să le probez. Zic, trebuie să le probez, să ți le cântăresc. Bă, ceasul ăla, sticla de la ceas, nu se mai vedea nimic până ea. Nimic, dar nici nu funcționa ceasul. A bineînțeles, brățara la ceas din aur. Bă, le iau, le probez, le dau pe piatră, lichid, le-am cântărit. Să ne înțelegem acum la bani, știi? Hop, intră pe ușă nevastă sa. Băi, când a văzut-o pe nevastă sa, a luat repede alea după masă, le-a băgat în buzunar. Când a auzit ușa, știi că vine nevastă, a luat repede alea după masă, le-a băgat în buzunar. Opa! Zic, în fine, băi, mi-am dat seama că vrea și el să le vândă pe purici de nevastă sa, știi, să nu știe nevastă sa. A intrat nevastă sa acolo în casă, ola, ola. Zice, el e tovarășul meu, Adrian, zice, a venit pe la mine, are ceva telefoane stricate, să îi le repar. El lui nevastă sa, știi, casa asta aici unde stătea el, era casa lui nevastă sa. O să vedeți imediat ce s-a întâmplat. Îmi face semn că nu mai le vinde, știi? Dar mă liniști, zic că mi-am dat seama, știi, în gândul meu am făcut semn că mi-am dat seama. Băi, mai stau acolo puțin cu el de vorbă. Zic, bine mă, zic, hai, ți-am lăsat telefoanele, când sunt gata, zic, să mă suni, să vin să le iau. Da, Adrian, zice, când sunt gata telefoanele, te sun și vii să ți le iei. Băi, fraților, și-am plecat. Bun, am ieșit și-am plecat. Băi, după câteva zile, nu mă sună mă ăsta, spaniolul.
Zice, Adrian, zice, uite, am revenit cu un telefon la tine. N-am putut să ți le vând, zice, că a venit nevastă mea și le vând și eu, zice, să, fără să știe. Ia, ți-ai dat seama, te-ai prins acolo. Da, mă, zic, m-am prins, stai liniștit, zic că m-am prins. Poți să vii diseară la mine la atelier? Fii la mine la atelier și în caz zice că mai vine nevastă mea acolo sau ceva, până la urmă zice, ești la mine în atelier, spui că ai venit cu niște telefoane. Bine, mă, zic, pă la ce oră să vin? Zice, te sun eu. Te sun eu, zice, după ora 8, așa, 8 jumate, te sun eu. Bine, mă. Păi, mă, Cavaș, fiți atenți aici ca să vedeți și voi, bă, ce... Ce-a făcut spaniolul ăsta, bă. Bă, să face ceasul 8 și ceva, 9, mă sună ăsta, bă, spaniolul. Adrian, hai, zice, vino la mine la atelier. Bun, mă, zic, hai că în 10 minute sunt la tine. Bă, mi-am luat tot ce trebuie la mine. Mă duc la ăsta, bă, la atelier, la spaniol. Am ajuns la el acasă, acolo la atelier. Zice, uite, astea sunt. Ai luat la tine tot ce trebuie, ți-ai luat piatră, zice, lichidul. Băi, el grăbit să le probezi repede. Zic, bă, zic, eu fără lichid, fără piatră, fără cântar, zic, eu nu plec de acasă. Astea sunt tot timpul la mine în geantă. Eu aveam o geantă de-aia, știi? Și tot timpul le luam cu mine, că mai picau de ăștia drogați. Ați înțeles? Hoți care aveau la ei marfă și eu tot timpul, bam, fiola cu lichid și alea. Zic, că alea sunt la mine, zic, stai liniștit. Haide, zice, probează-le repede, probează-le repede, zice, cântărește-le și să ne înțelegem la bani. Păi eu le mai probasem o dată, știi? Da. Nu poți să știi omul cum le schimbă, să nu mergi niciodată pe încredere, să-i lasă-mă că le-am probat, lasă-mă că-l cunosc, le iau așa și am plecat. Că pe urmă dă ei țeapă, îl suni, bă, ce-ai făcut, mi-ai dat inichele? Ce zice, păi nu le-ai probat odată? A? N-ai văzut că sunt? Le-ai schimbat tu, o întoarce. Zic, am zic, stai mă liniștit, zic, ești la tine aici, în atelier, zic, vine cineva peste tine aici? Zic, nu veni nevastă ta aici. Eu nu știam acum ce s-a întâmplat între el și nevastă sa. De unde să știu? Păi, el și-a încuiat ușa acolo, știi? Eu acum mă apuc, probez alea, bam, bam, bam. Am văzut că e același ceas, o brățară, în fine, le-am probat, le-am dat lichid, le-am cântărit. Aceleași piese, știi? Același gramaj. Zice, cât îmi dai pe gram? Bă, zic, 17 euro îți dau. Îl cunoșteam, știi, zic, hai mă să-i dau un preț mai bun, zic, 17 euro. Zice, 17 euro? Zice, bine, bine, zice. Hai, dăm banii. Dăm banii pe ele. Păi, bag una să scop banii, număr banii. Auziți, în momentul ăla la ușă. Bam, 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 el și încuiase ușa acolo, știi, la atelier. Bam, 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 la ușă. Ba, chiar repede alea de acolo, le ascunde el. N-am mâncat, să zic, să vezi că e nevastă sa. Ba, deschide ușa, nevastă sa. Javi, Javi îl chema pe ăsta. Javi, zice, ce am vorbit eu cu tine? Am vorbit și noi o treabă, zice, eu te aștept în casă, trebuie să plecăm, ce faci? Zice, stai puțin, zice că a venit băiatul ăsta să-și ia telefoanele, uite acum îi probam telefoanele să vadă că sunt bune, merg telefoanele. Zice, haide că trebuia să vii tu întârzi și alea, bă, și a început aia să țipe acolo, bă, în atelier. El ce zice? Adrian, așteaptă-mă aici 2 minute, zice că vin imediat. Bine, mă, zic, hai, tu te fă-ți treaba. Păi iese ăsta din atelier, o ia pe nevastă, s-a și de acolo din atelier, bang, au intrat în casă. Băi, așteaptă-l pe ăsta. Băi, așteaptă-l pe ăsta, băi, 5 minute, 10 minute, un sfert de oră. Cred că de n-am așteptat vreo jumătate de oră, mă. Poate mai bine. Poate mai bine de o jumătate de oră. Nu puteam să plec acum de la ăsta din atelier, să ies de acolo și să plec și să, pe urmă să mă sune să zică că i-am luat aia, că i-am luat aia, cine știe ce să ați înțeles, zic, băi, mi-a zis omul să-l aștept, îl aștept. Băi, mâncava și stau acolo în atelier și-l aștept. Băi, vine ăsta,
După vreo jumătate de oră, mai bine de o jumătate de oră, vine ăsta acolo. Nervos, a dat cu ușa la atelier, a intrat înăuntru în atelier, nervos, mă. A încuiat ușa, a scos ceasul de acolo și brățara, mi le-a pus pe masă, zice, Adrian, astea sunt. Ia-le, bagă-le în geantă, zice, și dăm banii. N-am mâncat, să zic, acum hotărât? Zic, ăsta gata, e hotărât. Mă gândeam că a vorbit cu ea acolo, a avut ceva ceartă, știi? Păi iau alea după masă de acolo, le-am băgat în geantă. Bineînțeles, am scos banii, i-am dat banii lui ăsta. Cât am mai stat noi acolo de vorbă, să-i spun el de telefoane, că dacă am telefoane să-i aduc, să zic că am mai stat un 5 minute. Maxim, cât am luat alea, am dat banii, mi-a spus el de telefoane, că știi, să-i aduc telefoane și astea, că a vândut el, că ale. Băi, vreo 5 minute. Băi, mâncava și n-aud, mă, la ușă. Bum, 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 poliția! Obre! Poliția, deschide! Poliția, deschide! Băi, când am auzit, poliția, deschide! Bă, zic, fii atent aici, ia-ți astea, zic, și dăm banii că a venit poliția la ușă, chema nevastă ta, cred că poliția. Dă-mi repede banii. Da, Adrian, zice, ți-i dau. Bă, a scos banii, spaniolul, mi-a pus banii acolo și a luat alea, le-a băgat repede în sertar, știi? Luat banii, am băgat în geantă. Băi, s-a dus repede, a deschis ușa, dar unde, bă, să fug? N-aveam unde să fug, eram acolo, în atelier, în garajul ăla. Era un garaj făcut atelier. Băi, s-a dus, a deschis ușa. Banga, a intrat poliția. 5-6 poliția ai acolo. A spus casa lui nevastă sa. Băi, a intrat nevastă sa acolo plângând. Plângând. Urla. Nenorocitul. Fiți atenți aici, țineți-vă bine. Băi, eu pe Javi ăsta, eu îl cunoșteam, băiat cu minte. Băiat de treabă, repara telefoane. I-a duceam telefoane care mi le repara. Mi le repara și mi le dătea înapoi, îi plăteam reparația și mai erau telefoane care îi le aduceam, dar nu mă interesau, de-astea mai ieftine, îi le dăteam acolo pe cât le dăteam, îmi dătea banii pe ele, el și le repara și le vindea. Deci eu făceam cu el combinații bune, ca să zic așa, îl cunoșteam, băiat de treabă, băiat cu minte, băiat la locul lui, dar nu știam eu, bă, ce avea ăsta în cap și ce făcea ăsta. Băi, mâncava și trănevastă s acolo, bă, plângând și țipând în gura mare, bă. Nenorocitul, zice, nenorocitul, vrea să vândă tot aurul. A omorât-o pe mama și a luat peste 2 kg de aur, a luat o geantă de bani. A cheltuit banii lui mama, zice, după ce a omorât-o. A vândut mai bine de 1 kg de aur și acum vrea să vândă tot aurul. Auziți, mâncava și nevastă să știa că ăsta vrea să-mi vândă mie aur, bă. S-a prins spanioloica. Spanioloica. După ce a omorât-o pe mama, băi, auziți și voi, că ăsta a omorât-o pe măsa. Acum, zice, vrea să mă omoare și pe mine. A vrut să mă otrăvească, zice, am fost la urgență, am acte, zice, pot să dovedesc cu acte, îl dau în judecată. Că a vrut să mă omoare. Băi, țipai acolo în gura mare. Și plângea, m-a bătut, că a bătut ăsta. Deci ăsta când a ieșit de aici din garaj și a zis să așteaptă mai de, v-am spus eu că l-am așteptat, aia a zis că a bătut-o. Acum eu nu știu dacă a bătut-o, n-am auzit de acolo din garaj că nu s-auzea, dar a zice că a bătut-o. Acum poate a zis așa ca să-l bage la Bahaus, să-l închidă bine. El zice, n-am bătut-o, domne, unde s-o bat? Uitați-vă la ea că n-are semne, n-are nimic. Cum, nenorocitule, că m-ai bătut? Zice, uite, pe aici, spunea ea, știi că e lovită, că o să mergem acum la spital, merg cu poliția să vadă poliția. Zice, tu ești mână în mână cu ăsta. Oh, cu mine, bă. N-am mâncat, ți-a zic. Zic, alo, stai așa puțin, zic, cum adică în mână cu mine? Te-am bătut, eu zic, ți-am făcut eu ceva? Zic, eu am venit aici la băiatul ăsta să-i aduc niște telefoane să mi le repare. Zic că cu asta se ocupă. Nu mă implica pe mine acum, zic, în cearta voastră. Nu ești tu, bulgarul, zice, care i-a cumpărat peste 1 kg de aur? Băi, eu până atunci, eu n-am mai cumpărat de la ăsta 1 gram de aur.
Deci un gram de aur eu n-am mai cumpărat de la el. Eu v-am spus, combinațiile mele cu ăsta erau cu telefoanele stricate. Zic, eu bulgar? I-a zis, tu nu ești bulgarul care... Ea credea că eu sunt ăla de a cumpăra lui ăsta tot aurul. Nu ești tu ăla, zice, de ei cumpărat tot aurul? Dar el zice, ăla nici nu era bulgar. Ăla era marocan, zice, care venea aici la mine în casă, era bulgar. E, mă rog, zice, ce-o fi fost el bulgar, marocan, venea aici la tine, zice, și ei vândut tot aurul. Zice, eu am vândut din partea mea. Eu partea mea am vândut-o. Nu că a omorât-o pe mama, că a făcut calea și a luat aurul, de unde ai avut un nenorocitul aur? Păi mă, cap. Bă, și-a început aia să țipe, bă. Ai vrut să mă omor și pe mine, zice, ești mână în mână cu ăsta. Ăsta a cumpărat, bă, ia tot în continuare pe mine. Că eu sunt marocanul ăla care a cumpărat lui ăsta aurul. Ăsta a zis, nu, domne, nu. Marocanul ăla, zice, ăla e un marocan, nu e bulgar, băiatul ăsta e român. Spaniolul, bă. Deci n-a vrut să mă bage pe mine aici. Zice, băiatul ăsta e român, a venit ca să-i repar niște telefoane, n-are nicio treabă cu aurul, ăla e bulgar. Într-adevăr, zice, i-am vândut câteva piese, dar alea erau piesele mele. Erau piesele lui Măsă. De unde, nenorocitule, zice, ai avut o piese din aur? Asta e casa mea, tot ce e aici, tu n-ai nimic, ieși afară, m-ai bătut, ai vrut să mă omori. Băi, auziți, bă, spaniolul ăsta a omorât-o pe Măsă lui asta. Zice că a otrăvit-o, că i-a zis, ai vrut să mă otrăvești și pe mine. Adică să înțeleg că a otrăvit-o pe Măsă ei. Acum nu știu dacă amândoi s-au vorbit să o otrăvească pe aia și să ia banii, să ia aurul, să ia toată averea, case, ce-o fi avut aia, sau doar ăsta singur. Dar ea știa. Polițaiul zice, păi... Tu știi că el a omorât-o pe mama ta? 100% ăsta a otrăvit-o. Mi-am dat seama, zice, când m-am dus la spital, că am toate documentele, zice, toate actele că am fost la spital și am fost otrăvită. Cine putea să mă otrăvească decât nenorocitul ăsta? Vrea să mă omoare și pe mine, zice. Acum poate. Poate că ăsta vroia să o omoare și pe asta ca să-i rămână toată averea. Să-i rămână tot. Nu știu dacă aveau copii, nu știu. N-am văzut copii pe acolo, dar poate că vroia să o mierlească să-i rămână tot, mă. Băi, acum zic, cum ies de aici, bă? Cum ies eu din situația asta? Poliția! Aici, zic, na, bele! Ce fac, mă? Băi, eu, când a venit poliția, de-am scos aurul, să-i dau aurul să-mi dea banii. Eu am lăsat lichidul, piatra, cântarul, toate acolo pe masă, între sculele lui, el avea scule, telefoane acolo, le-am lăsat pe masă, știi? Mi-am luat decât banii și am băgat în geantă, în caz că mă controlează ăștia, să nu găsească nimic. Domnule, zic, stai așa puțin. Eu acum mă gândeam să mă tirez de acolo, știi? Domnule, stați așa puțin, zic, eu n-am treabă în cearta asta, în discuția asta, eu vreau să plec. Poliția zice, unde să plece? Ești arestat și tu. Ești arestat și tu, zice, trebuie să mergi la secție. N-ai cum să pleci. N-am mâncat, zice. Mâinile la spate, zice, fața la perete, te percheziționăm. Bun, mă. Bă, mi-au pus mâinile la spate, m-au percheziționat, mi-au pus cătușele. I-a pus și la spaniol cătușele. Ne-a luat de acolo. Ne-a luat din atelier pe amândoi. Și pe mine, și pe spaniol. Păi, acum știam că n-aveam nicio treabă, nu eram implicat aici. Dar nu puteam să știu ce declară asta acolo la poliție. Că în Spania femeia de spune, m-au bătut amândoi. Pa! Eram și eu la Bahavus. Până ne judecam, avocația alea judecată, dura. Păi, m-a dus la secție. Mă bagă într-o cameră, bineînțeles, m-a luat la interogat. Ce căuta la el acasă, de ce ai venit, chestii de-astea, știi? Domnule, zic, cu niște telefoane cu alea, bun, scrie declarații. Cu niște telefoane să mi le repare, ai vrut să cumpere aur? Nu, domnule, zic, nici gând, aur, nu. Băiatul ăsta repară telefoane, știm, zice. Repară telefoane și alea. Tu știi că ăsta a omorât-o pe soacră, s-a otrăvit-o și uite acum, zice, să redeschide cazul.
Se redeschide cazul, zice că nevastă s-a vrea să-i facă denunție, să-i facă plângere că a omorât-o pe măsa. Și poți să fii și tu implicat, că a zis nevastă s-a că tu i-ai cumpărat mai mult de jumate din aurul care l-a luat de la măsa. Dom'le, zic, asta zic chiar că e o aberație, că băiatul a spus clar că având câteva piese, unul e marocan, eu nu sunt marocan, zic, eu sunt român. Ea a zis că e bulgar, băiatul a zis că e marocan, zic, eu n-am nicio treabă aici, zic, nu sunt implicat. Zice, ba să vezi că o să fii mai implicat decât poți să crezi. Pentru că te-am prins acolo în garaj și el te-a lăsat pe tine în garaj să o bată pe nevastă sa. Păi, într-adevăr, v-am spus că mi-a zis să-l aștept acolo, că vine imediat, dar eu n-am știut că ăsta sau ce să o bată pe nevastă sa, dacă o fi bătut-o. Zice, trebuie să aștepți aici, să vedem ce declară nevastă sa. Păi, domnule, aștept. Băi, vă dați seama că acum libertatea mea depindea de declarația la spaniolul ăsta, că pe el l-a băgat într-o cameră, pe ea într-o cameră, pe mine în altă cameră. Acum libertatea mea, ca să zic așa, depindea de declarațiile lor. Bineînțeles că el a spus că eu n-am nicio legătură, eu am venit să-mi repare telefoanele. Ea a declarat că un bulgar sau un marocan i-a cumpărat mai bine de jumătate din aur. Că ăsta a omorât-o pe mama ei, că a vrut să o omoare și pe ea, că nu știu ce, nu știu cum. Bun, deci nu m-a implicat pe mine direct. Să zic că băiatul care era în atelier a fost implicat sau eu știu ce să declare ea acolo. Nu, bă. Ea a zis că nu știe dacă era bulgar sau dacă era marocan. El a spus că era marocan. A venit polițaiul la mine, zice, hai că ai noroc, zice, la mujer, zice, femeia nu te-a implicat, nu ești băgat în plângerea penală, ești liber, dar ne lași un număr de telefon, adresă, și te contactăm în caz dacă e nevoie de tine la judecat. Păi acum eu când am auzit că mă pune liber să plec, zic, bă, nu mai sun avocatul, că aveam de gând să sun avocatul. În caz de ceva, zic, când sun avocatul. Zice, ești liber, poți să pleci. Bine, mă, păi acum beleaua mare era alta. Ca să vă spun, beleaua mare era alta, că odată ce am plecat de aici, bănuit că am venit să-i cumpăr aurul ăsta, a pus secreta pe urmele mele. Deci eu nu mai puteam acum o perioadă să mă mișc, să cumpăr aur, să-mi fac treburile mele, că aveam secreta în spate. Mă urmăreau ca să vadă dacă mă ocup, știi, cu treaba asta, dacă am legături cu ăsta, dacă alea, oricum eu la ei în baza de date figuram. Că cumpăram aur, că vindeam, că mă ocupam cu chestia asta. Ei în continuare știi ca să mă urmărească. Zice, ești liber, poți să pleci, nu ai nicio problemă. Ca să-mi dea încredere în mine, știi? Păi acum, spaniolul ăsta și-a pus avocat bun. Ca să vă dați seama cât de bun avocatul, fiți atenți aici. Și-a pus avocat bun. La câteva zile l-a pus liber. Nu m-a sunat. Când a ieșit de acolo, nu m-a sunat. Păi la câteva zile, așa să zic, o săptămână, eu am ieșit iară la târg cu treaba mea acolo, ce aveam la vânzare. Cu o mașină, niște telefoane, una alta, ce aveam eu acolo. Băi, vine la mine, bă, la târg. M-a căutat pe acolo prin târg, i-a întrebat pe aia dacă m-a văzut, a zis că da, sunt acolo la mașini. Vine la mine spaniolul. Băi, când l-am văzut, bă, nu venea să cred, mă. Ia, uite, mâncați, zic, ăsta e liber. Acuzat că a omorât-o pe soacră sa, acuzat că a vrut să o omoare pe nevastă sa. Zic, ia, uite, bă, liber. Bravo, mă, zic. Avocat bun la ăsta.
Vine la mine. Adrian, ce faci? Cum e? Zice, ai ieșit cu ceva la vânzare? Da, mă, zic, uite, am și mașina asta. Am și niște telefoane. Zic, da, ce dracu ai făcut? Bă, zice, mi-a auzit urechile acolo, bă. Bă, zic, tu ai omorât-o pe soacră, te-ai vrut să omori pe nevastă, t-auzi ce spunea nebuna aia acolo, eu, știi? Ce spunea nebuna aia acolo, a vrut să te bage rău de tot. A vrut să te bage la pușcărie. Zice, du-o, dracu, Adrian, că nu stăm acum să vorbim de ea. Nu stă să-mi vorbim de ea, zice că el nu vroia să vorbească, știi, de la dosar. Nu stăm acum aici să vorbim de ea. Îți dai seama că vrea să-mi facă rău, zice, vrea să răzbune pe mine. Dă-o, dracu, încolo, zice, n-avem noi treabă cu ea. Și-o înjura el acolo, așa, în fine. Zice, pot să fac o treabă cu tine? Zice, eu am nevoie de bani acum. Îți dai seama că sunt disperat, am un avocat foarte bun, mă costă foarte mult, trebuie să mă scoată din problema asta. Am nevoie de bani. Pot să fac o combinație cu tine? Zic, bă, ce combinație? Zice, după ce termini aici la târg, cum îți termin treaba, sună-mă. Uite, ăsta e numărul meu, vezi, zice că ăsta e număr nou, acum nu e nicio problemă. Sună-mă pe el, zice, și vorbim. Bă, zic, fii atent, eu nu te sun. Eu ți-o spun ca să știi. Nu te sun nici după alt număr, nu te sun sub nicio formă, zic, eu nu te mai sun. Dacă vrei să vorbim, vino în față la Casa Converte. Vino în față la Casa Converte și vorbim. Bine, domne, hai că vin acolo, zice. În cât timp? Bă, zic, în maxim o oră. Plec acum de aici de la târzi și maxim o oră. Băi, fiți atenți aici. Ce-a vrut ăsta să-mi propună, să vedeți și voi ce s-a întâmplat în Cavaș. Băi, am plecat de acolo, de la târg. Zic, n-am, zic, ăsta o avea oriceva la vânzare, zic. Văd eu cum fac cu el, văd eu cum pe unde îl trimit, pe unde alea, zic, hai că o rezolv. Eu acum să iau aurul de la el, știi? Băi, mă duc acolo la, în față la Casa Converte, în față la mâna, la magazinul de mâna a doua. Ia uite, stăteam pe acolo, eu știi, mă făceam că stau să-mi fac treaba, să cumpăr de la ăla, de la ăla. Bă, m-a văzut ăsta în fața acolo la Casa Converte și a venit la mine. M-am dat cu el așa într-o parte și auziți ce-mi spune. Zice, Adrian, stai liniștit. Stai liniștit, zice, că nu sunt urmărit. Zice, eu am un avocat foarte bun. Și mi-a spus avocatul meu că nu sunt urmărit. Deci nu-i niciun fel de problemă. Bun, mă, zic, hai zi despre ce e vorba. Zice, Adrian, tu știi că eu sunt acum cu procesul ăsta, cu judecata asta și am mare nevoie de bani, zice. Sunt disperat, am mare nevoie de bani. Și am o combinație, zice, foarte bună și pentru tine. Zice, aici e vorba de bani mulți. Sunt bani mulți în joc. Și am venit la tine, bineînțeles, zice, că am încredere în tine. Bun, mă, hai să aud, zic. Despre ce e vorba? Bă, eu când l-am văzut așa disperat, eu imediat m-am gândit. Bă, omul la disperare face multe. Omul la disperare s-aruncă cu capul înainte. Nu stă să gândească. S-aruncă cu capul înainte și de cele mai multe ori la disperare își rupe gâtul. Zic, bă, ăsta a venit aici disperat, s-aruncă cu capul înainte, zic, și mă arunc și eu după el, dă-mi rup și eu gâtul. Cad și eu, zic, după ăsta la Bauhaus. Stai puțin, zic, să vedem ce combinație are ăsta. Băi, fiți atenți aici ce îmi spune spaniolul. Deci, Adrian, eu am într-un loc ascunsă o cutie. În cutia aia am peste o jumătate de kilogram de aur. Zice, nu mergi cu mine. Vorbesc cu fratii meu, zice, că el știe unde e locul și te duci cu el. Simplu. Dezgroapă el cutia, scoate aurul de acolo, tu îl probezi, îl cântărești, îi dai banii lui fratii meu și ți-ai luat aurul de acolo. E ca și cum te duce la cineva acasă, ai luat aurul și ai plecat. Zice, simplu.
Dacă ți-e frică, ție zice că cumva aș fi eu urmărit, dar ți-am spus că am un avocat bun și avocatul mi-a spus că nu sunt urmărit. Dacă ți este frică, zice, merge fratele meu cu tine. Zice, foarte simplu. Băi, imediat cum mi-a spus treaba asta, eu am făcut legătură cu ce a spus nevastă sa. Că ăsta a omorât-o pe nevasta lui, pe măsa lui nevastă sa, pe soacră sa, cum ar veni. Că ăsta a omorât-o pe soacră sa, că a vrut să o omoare și pe aia, că a luat peste 2 kg de aur, că a luat o geantă de bani, case, apartamente, ce-o mai fi luat ei. Băi, imediat am făcut legătura, băi. Zic, n-am mâncat, să zic. Ca să vezi ce poate omul, zic, ia uite, băi, îl cunoșteam. Om la locul lui, om cu capul pe umeri, că, na, așa se vedea. Și auzi el peste o jumătate de kilogram de aur. Deci, începusem să cred ce a spus nevastă, să știi? Zic, bă, băiatule, eu nu mă bag în așa ceva. Zic, eu nu mă bag în așa ceva. Tu faci chestia asta la disperare, că ești disperat, ai nevoie de bani, zic, dar eu nu mă bag în așa ceva. Adrian zice, pierzi. Pierzi, dacă nu te bagi, zice, pierzi. Bă, zic, lasă să pierd. Lasă să pierd bani, nu-i nicio problemă. În gândul meu, câștig libertate. E cea mai scumpă libertate. Iau eu aurul ăla de acolo și poate că nu pot să plătesc cu el pe urmă să-mi cumpăr libertate. Și ce am rezolvat? Zic, bă, lasă să pierd. Lasă să pierd, zic, am mai pierdut, sunt obișnuit să pierd. M-am călit. Și auzi, când pierd ceva, zic, câștig altceva. Experiență. Am pierdut ceva, zic, am câștigat experiență la schimb. Deci nu-i problemă dacă pierd, sunt obișnuit. Zice, bun, dacă nu vrei tu să te bagi, hai vorbește cu cineva. Dar să fie, zice, cineva de încredere. Vorbește cu cineva, zice, și mă duc cu el. Cu cine să vorbesc? Cu cine să vorbesc? Ca să vorbesc cu cineva și să-l bag pe el cu cineva, vreun tovarăș de-al meu, trebuia să am încredere în ăla, mie la mie. Nu? Zic, bă, băiatule, nici nu mă bag, nici nu cunosc pe cineva care să am încredere cum am în mine. Ai înțeles că trebuie să am încredere în ăla cum am în mine. Nu pot. Zic, nu te supăra pe mine, zic, dar nu mă bag în așa ceva. Băi, și-am plecat de acolo, mă. M-am întors frumos, zic, hai, sănătate, numai bine, să ne auzim cu bine, zic, nu mă bag. Băi, și-am plecat, mă. A plecat și spaniolul. Băi, am mai stat puțin acolo în față la Cas Converte, știi? Am mai stat puțin pe acolo și am plecat. Băi, fraților, băi, după ceva timp, am auzit și eu de la tovarășii lui, de la ăștia care mai duceau telefoane la reparat, că nu-i duceam doar eu. Erau și marocani și albanezi și toți, majoritatea care stăteau pe acolo în față la Cas Converte, le cădea telefoane stricate, știau că ăsta le repară. Bang, le ducea la el. Și alții, și alții, na. Dar de la ăștia care îi cunoșteam eu, tovarăși cu el, de aici din față, de la Cas Converte, băi, aud după ceva timp, nu știu, o săptămână și ceva, Adrian, zice, știi pe spaniolul ăla cu telefoanele? Da, mă, zic, îl știu, în gândul meu, zic, ce am vorbit cu el. A prins garda pe el și pe un albanez. Auzi, bă, s-a dus și i-a propus la albanezul ăla ce mi-a propus mie și i-a luat. S-au dus, zice, într-o pădure, au dezgropat niște aur și i-a prins garda. Ai câtă minte să ai, mă, ești în proces, te judeci. Normal că ai poliție pe urmele tale. Spune ție avocatul că nu ai. N-avea cum să-i spună lui avocatul, nu ești urmărit. Asta mi-a băgat-o el mie ca să-l cred. N-avea cum să-i spună lui avocatul, nu ești urmărit. Eu m-am prins. Băi, l-a trombonit pe albanezul ăla, l-a vrăjit, l-a luat de cap când a auzit peste o jumătate de kilogram de aur, i-a luat mințile lui, la banii alea și s-au dus, bă. I-a prins garda. I-a prins. Bine, că pe urmă albanezul am auzit că a scăpat, n-a avut nicio problemă, i-a dat amendă, nu știu ce a făcut acolo, s-au judecat, dar știu că a fost liber.
albanezul l-a pus liber pe albanez și a pus și el avocat. Băi, dar pe spaniolul ăsta nu l-a mai văzut. Pe spaniolul ăsta nu l-a mai văzut, cât am stat eu pe acolo, prin Malaga, perioada aia, nu l-a mai văzut. Pe urmă, mă mai duceam pe acolo, pe la Casa Converte, mai întrebam pe ăștia, vă zic ăla cu telefoanele, spaniolul, știi ceva? Nu știm nimic, Adrian. Cred că s-a dus la pușcărie de la Aurola. Dar eu știam treaba cu soacră sa. Ați înțeles? Eu cred că ăștia au avut probe ceva sau nevastă s-a avut probe, nu știu cum, că l-a băgat la Bahaus. Nu l-a mai văzut pe acolo. Băi, fraților, deci disperarea din om și banul. Ba, nu ți-a mințile, mă. Dacă n-ai capul pe umeri să stai calm, să gândești, ba, nu ți-a mințile și te arunci în cap. Și atunci când ești disperat, atunci riști să-ți rupi picioarele. Trebuie să stai calm, să te gândești, să faci totul cu calm. Și așa vă cu spaniolul ăsta. Uite, așa era să mă bage și pe mine la pușcărie. Dacă mă luam după el, vă dați seama ce se întâmpla. Eu vă anunț de acum, fiți atenți la vlogul ce va urma. Atâta vă spun. Eu încă o dată vă salut pe toți prietenilor care mă urmăriți, pe toți care apreciați cu un like ceea ce fac eu pentru voi. Bineînțeles că vă salut pe toți care mă salutați în secțiunea pentru comentarii, care îmi scrieți acolo, care distribuiți vlogurile mele, aveți tot respectul. Vă spun numai bine, rău la nimeni și bineînțeles că ne revedem la următoarele vloguri. Țineți-vă bine că vor urma vloguri. O să vedeți. Numai bine, sănătate multă!